Această săptămână se dovedește a fi una de excepție pentru trei zodii, care se ridică în fața provocărilor și strălucesc într-un mod remarcabil. Fie că este vorba despre carieră, relații sau creștere personală, pentru aceste zodii, succesul nu este doar un vis, ci și o realitate concretă. Iată care sunt acestea. Leu, leii fiind conduși de soare nu sunt niciodată străini de lumină și căldură. Această săptămână aduce cu sine o serie de realizări și triumfuri pentru nativii acestei zodii. Energia lor puternică și hotărâtă îi propulsează în fața oricărei provocări. În domeniul profesional, leii își pot vedea eforturile răsplătite cu promovări sau recunoaștere din partea colegilor și a șefilor. În viața personală, relațiile se întăresc, iar comunicarea devine mai fluentă. Săgetător. Pentru săgetători, această săptămână este ca un vânt puternic care îi împinge înainte spre succes. Această zodie aventuroasă și optimistă se află într-o perioadă în care ideile lor devin realitate și visele se transformă în obiective atingibile. În plan profesional, săgetătorii pot obține oportunități neașteptate sau pot face pași semnificativi în direcția dorită. În viața personală, relațiile se îmbunătățesc, iar conexiunile se adâncesc. Vărsător Pentru vărsători, această săptămână vine cu o explozie de creativitate și inovație. Fiind mereu în căutarea noutății și a originalității, Nativi acestei zodii se simt în elementul lor în această perioadă. În plan profesional, vărsătorii pot veni cu idei revoluționare sau pot primi recunoaștere pentru contribuțiile lor inovatoare. În viața personală, relațiile devin mai intense și mai pasionale, iar comunicarea devine mai autentică și mai deschisă. Vărsătorii ar trebui să se lase purtați de creativitatea lor și să exploreze noi modalități de a aduce schimbări pozitive în lumea lor și în cea a celor din jur. În concluzie, această săptămână aduce cu sine o serie de succese și reușite pentru leu, săgetător și vărsător. Cu determinare, optimism și încredere în forțele proprii, aceste zodii sunt pregătite să strălucească în toate aspectele vieții lor și să se bucure de fructele muncii lor, relatează click.ro.